Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vă invit la fursecuri cu unt, fragede, moi, de se topesc în gură. Avem nevoie de 113 grame de unt moale, 60 de grame de zahăr, un vârf de linguriță de sare, un galbenuș, o lingură de frișcă lichidă, o linguriță esență de vanilie, 125 de grame de făină și 16 grame de amidon. Începem prin a preîncălzi cuptorul la 170 de grade. Punem într-un bol untul, zahărul și sarea, le omogenizăm cu spatula, apoi le mixăm cu mixerul. Adăugăm gălbenușul, frișca lichidă și esența. Apoi cernem făina și amidonul și le adăugăm în două etape, omogenizând cu spatula. La final punem în poș și vom forma trandafiri. Aceștia sunt trandafirii, fursecurile noastre, pe care le vom coace la 170 de grade, timp de 15 minute dacă dorim să avem fursecuri fragede sau 18 minute dacă dorim să avem fursecuri crocante. Oricum, indiferent de timpul de coacere, fursecurile sunt delicioase, așa cum v-am spus. Sper să vă placă și vouă rețeta, sper să o încercați, merge foarte bine cu ceai, cafea sau lapte. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru cele mai noi rețete. V-am pupat!